Ce fac angeluși? Deci n-ai voce să strigi fără asta. S-a așteptat viza? Așa și să ne apărăm drepturile și să pledăm pentru respectarea lor, celor care au nevoie de asistența Guvernului Român, Guvernului de la București. Pentru că, probabil, eu sunt abandonat, discriminat, marginalizat de Guvernul Local, de aici, de la Chișinău. Suntem drepturi, jos demagogii, să-ți iasă împărțită cei care au putut să facă ceva într-un mandat de consul sau de ambasador și n-au făcut nimic, să-și iasă împărțită să se ducă. Solicitările noastre de atunci au fost ignorate de reprezentanții Bucureștiului oficial și ai ambasadei, de aceea o repetăm astăzi și o vom repeta și luna viitoare, de 9 septembrie și 9 octombrie și 9 noiembrie, dacă nu se vor schimba lucrurile, ba mai mult. Data trecută am făcut un meeting tacit. Da. Mii de cetățeni pierd timpul pe drumuri, așteaptă până la 10 ani aproape ca să redobădească cetățenia română, lucru care nouă ne se pare nedrept, cu atât mai mult sunt foarte mulți care deja au obținut cetățenia română, dar ei nu pot să beneficieze de drepturile de cetățean român și nici măcar de tutela statului român. Și ei stau la coadă la consulat, și ei trebuie să obțină viză, și ei trebuie să umilească ca să intre în propria țară. Скажи, а кроме того, чтобы устраивать митинг, какие еще вы делали усилия? Что вы делали? Вы писали кому-то? Вы делали декларации? Am făcut nenumărate demersuri. Inițial le-am publicat pe site-ul nostru pe curaj.net textele pe care noi ca organizație le lansam în public. Și după asta am început să facem petiții în baza comentariilor și a susținerii primite de la cetățeni, petiții adresate demnitarilor de la București și le ceream, în primul rând, să ne recunoască pe noi, le ceream să ne bage în seamă și să rezolve problemele atunci când apar. Oameni buni, cei care sunteți în fața consulatului, dacă nu ne-ați văzut acum o lună la o acțiune de protest similară, în care doar am afișat niște slogane, niște mesaje, e timpul să aflați că reprezentăm o organizație care se numește Hyde Park, promovăm libertatea de exprimare și în cazul dat cerem funcționarilor de la consulat, de la ambasadă, de la ministerele din România să ne trateze în mod egal, fără discriminare. Prin faptul că ne-am născut în teritoriul dintre Nistru și Prut și credem că nu e suficient faptul că se deschid vize pentru a intra în propria țară, credem că ar trebui să deschidă mult mai rapid, credem că cetățenia română n-ar trebui să o obținem prin umilință, ci pur și simplu să declarăm sau să facem dovadă că avem bunici născuți până în 40 în teritoriul României de atunci și doar să fie transcrise actele noastre. La fel, suntem revoltați de faptul că pentru studii tinerii nici măcar n-au aflat unde se depun dosarele, ce dosare trebuie să depună, ce condiții de concurs sunt. Prin urmare, foarte multe burse pentru cetățenii din Republica Moldova n-au fost repartizate. În licee, aproape 200 de locuri n-au fost ocupate, probabil mâine fiind ultima zi de înscriere pentru facultate. Foarte multe locuri rămân neocupate și atunci e un proiect numit Burse pentru Românii din Basarabia aproape ineficient.
La fel cozile care se fac la consulat. De unde apare problema? De ce ne programăm la miezul nopții? Și de ce trebuie de fiecare dată să mai aștepți 45 de zile până iese cineva din consulat și îți spune că ai voie să depui dosarul? Pare deplasat. Puteți să vă apropiați de noi. Avem un buletin al organizației în care avem declarația pe care am primit-o demnitarilor. Vedeți detalii ce am cerut și dacă ne susțineți. E suficient să intrați pe site-ul, pe portalul organizației sau să înregistrați petiții chiar aici la consulat. Cereți-le condica de reclamații și sugestii. Spuneți-le cum ar trebui să funcționeze consulatul și ce așteptați de la ei. Dacă stați doar în stradă, s-ar putea problema să nu se rezolve de la sine. Mesajul nostru asta e să cerem demisia celor care deja s-au compromis atât în consulat cât și ambasadă. Chiar să cerem autorităților de la București să voteze într-un final legea cetățeniei, să ne repună pe noi în drepturi și cu atât mai mult să ne trateze în mod egal ca pe ceilalți cetățeni, așa cum am spus-o la început. Demisia! 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 Autorizată până la ora 19, deci vom fi aici, ne cerem scuze pentru scandal și pentru zgomotul pe care îl facem, dar noi răbdarea a ajuns la limită și considerăm, noi considerăm că de fapt numai implicându-vă fiecare ca persoană ați putea atenționa autoritățile că se încalcă drepturile, că se abuzează și în general că ceva nu funcționează la capitolul respectarea drepturilor românilor din afara granițelor. Legea noastră, legea de 91, spune că pot redobândi cetățenia cei care au pierdut cetățenia împotriva voinței lor. Deci până acum nu s-a modificat. Legea a rămas la fel. Dacă vă amintiți, chiar legea din 1991, legea cetățeniei, spune clar. Au dreptul să-și redobândească cetățenia acei cetățeni care au pierdut cetățenia română împotriva voinței lor. Bude usilin patok roboči sile, товаров, финансовых инвестиций, если, конечно, судебные инстанции жилищно-жилищно будут защищать интересы экономических агентов и граждан, права, фундаментальные права граждан, согласно конвенции международной, и их имущество. Если это все будет обеспечено на этой территории, то у нас будет экономическое развитие, будет мы уверены. На данный момент студенты очень сложно, им сложно пересекать границу. Стипендии остались такие же, как были 5 лет назад и более. То есть в пределах $50 это никак не хватает, потому что сейчас там другой уровень жизни и больше платить нужно за проживание, питание, транспорт и так далее. И это еще не предел, потому что подорожание еще будет. А на работу устраиваться гражданам Молдовы, даже если они этнические румыны, очень сложно. Ясно. Все, спасибо вам огромное за интервью. Серьез? А ты душа меня не царь? Есть камера. Ты вес как связан? Exemplari, să le cereți explicații pentru fiecare moment care îl considerați că vă defavorizează. Cereți-le, spre exemplu, să existe un panou de afișaj în care să înțelegi ce scrie, să aibă un birou de informații la care să ai acces, să nu trebuia să plătești bani pentru a intra pe teritoriul consulatului să întrebi ceva, să primești formularul la timp, să înțelegi exact ce scrie în el, nu doar acolo după ce ai intrat, după 45 de zile de așteptare, intri și ce vezi?
tipul de viză pe care l-ai ales nu se potrivește cu ce ai vrut tu să faci. Și trebuie să mai programezi odată. Deci probabil cetățenii ar trebui să ceară mai clar ca cei din consulat să-și facă treaba, să funcționeze consulatul la parametri maximi. Doar așa cetățenii ar putea să-și vadă de viața lor liniștiți. Și Moldova și Guvernul României să se așeze la masa de tratative, la masa rotundă, să negocieze și să rezolve până la urmă problema vizelor, să fie deschise atâtea consulate de câte este nevoie ca cetățenii să accede cu ușurință, să nu parcurgă distanțe de sute de kilometri, să nu stea la coadă zile întregi. Data nouă, de ceva nou ar trebui să aduc. Ca să acceptăm voința noastră de a obține o nouă politică a României oficială. Dar explică-mi tu, unde sunt banii ăștia care îi dă? Care îi dă? Sunt în drept.
până să ceară. Moștri, domnul, sunt și eu ziua vie și plătesc, el ziua mă înregistrează online și eu pot să-mi iau peste o lună. Nu, peste o lună, într-o să sunt. Dacă nu aveți, înseamnă că vă duci să vinși acolo noi și dați pisteciile. Polițiști mai sunt în statul ăsta? E cineva responsabil de ordinea publică? E cineva responsabil când un cetățean este amenințat? Poate apela la ajutorul polițiștilor? Răspunsul este nu. Ministerul de Interne e fără substanță. Din sala specialilor. Continuă protestul. Să ne jur să nu. N-au de ce-ți pleci. Eu am fost înjurat în mod repetat și vreau explicații de la persoana respectivă. Băi, tu sunt schete. Cine? Schete. Solderile cu crime, cu corupție și cu cedare de teritoriu și de cultură, începând din 2 august 40, după cum a anunțat și ziarul Timpul ieri, și cu consulii absolut ineficient și inexplicabil de longeviv, dacă nu se îmbunătățește situația cu vizele, dacă nu se repornește procesul de reacordare a cetățeniei române, dacă cumva se repetă situația cu bursele pentru facultate și pentru masterat, așa cum a fost cu bursele pentru liceu. Deci dacă lucrurile vor continua să meargă de rău spre mai rău, pe 9 septembrie promitem, deci dacă vom fi legați sau închiși, nu o să putem să facem asta altfel, venim aici să strigăm, să scandăm din nou, poate chiar la aceeași oră, și poate chiar cu alte forme de protest mai categorice, la fel de democratice, dar poate mai convingătoare, inclusiv greva foamei. Semnificativ în comportamentul poliției de la Chișinău. E o adevărată revoluție faptul că nu ne iau pe sus deocamdată. Așa sperăm să se schimbe încetul cu încetul, că așa se face șoțetul, atitudinea angajaților de la ambasadă și consulat, atitudinea celor de la București. Altfel o să cerem tuturor, inclusiv Băsescu, Tăricianu și cine mai e glavnă acolo, demisia!